Mai ușor, băi, gure, băi! Mai ușor, ca cui să golește! Și o halbă goală nu ține de sete ca una plină, da? Da, deși mai luăm în rând, că sunt în bani. Hai, mă, ești în bani? Tu? Am intrat în afaceri cu banane. Grozav, bă, gure, băi! Dar de unde ai tu banane, a? De la bunica din grădină. Băi, mă, acum nu o să spui că s-au făcut bananele anul ăsta. În grădina bunică-tii din Vaslui. Ni din Vaslui, nu. În Congo. Păi da, bunică-mea a făcut schimb de locuință în Congo. Că ea suferă de reumatism aici în România și nu-i priește frig. Și în Congo, acolo, în plus de asta, soarele e gratis, bananele sunt ieftini și nu-i corupt. Ei, hai că am auzit-o și pe asta. Păi și cum trăiesc ei acolo așa, fără corupție, în ignoranță? Ca niște sălbatici. Păi la noi nici la doctor nu poți să te duci dacă nu există corupție. La noi, corupție este egal civilizație. Auzi? Da. De acolo civilizează bunică. Ia uite ce mi-a trimis. Ia atent. Bananii vieți. Păi băi, frate, chiar că bine zici. Ia uite ce verzi sunt. Da? Crezi că de cineva bani pe ele așa verzi? Știi ce zic eu? Ar trebui să le vopsești, bă. De ce ești nebun să mă prindă băia de la OPC cu banana vopsită? De la ce? De unde? De la protecția consumatorului. Ah, da, corect. Și apoi de asta bananile astea sunt altfel. Cum? Sunt năzdrăbani. Deci au un efect mai mare decât pastila aia albastră. Hai, nu mă nebuni. Astea sunt pe post de Viagra? Și zici că sunt și mai tari decât Viagra? Hai, noroc. Continuați, mă. Trici. Continuați. Băiete! Două halbe. Ce, bei două? E numai una pentru tine. A, băiete, și mie două halbe. Bei trei? Nu, mă, una e pentru tine. Păi și acum ce facem? Bem toate patru halbe? Aoleu, și suntem și în misiune. Lasă-mă pe bine că suntem în misiune. Băiete, încă patru! Ca să prindem curaj. Da. Încă patru, mai bagă patru. Ia uite, mă, ce verzi sunt bananele alea. Băi, ar trebui să le vopsiți, mă. Verzi? Lasă-i la mine să-ți arăt eu acum. Auzi, mă? Ale cui sunt bananele alea? Să trăiți alimeni. Ale lui. Alitiele. Alitieli. Autorizație de vânzare legume și fructe ai? Să trăiți? N-am. Mi le-a trimis bunica mea congoleză pe post de ajutor umanitar în loc de medicamente. Ce vorbești, mă, speculantule? Ce vorbești? Ia medicamente. Pentru ce-ți bunea la, mă? La ce-ți bunea? Nu vă spune. Stați așa un pic să vă explic eu. Astea sunt pe post de Viagra. Dar mai tari ca Viagra, mai pricopsite. Ce vorbești, mă? Sunt eufrodisii diace. Da, ia. Sunt mai bine decât pastila albastră? Ia, lasă-mă. E mult mai bine. Lasă-mă, bubușane, pe mine acum. Băi, fii atent, îmi dai și mie 5 kg. Pentru sucru. Băi, dacă nici acum nu ne avansează, eu știu punctul slab, bă. Și mie 5 kg. Ce, mă, și tu ai punctul slab? Nu, tot pentru șeful. Ah, de 10. Dar șeful, da. Cum vă faceți dumneavoastră asemenea probleme? Când eu am doi băieți mai tare ca aia de la Interloc. Cum îi trimit acolo și vine cu ea? E problema asta? Ei, șef, aveți toată încrederea în noi. Ca întotdeauna ne descurcăm. Da, să trăiți. Să trăiți la ordinea noastră. Băi, Dulău, băi, Dușare, v-a pus Dumnezeu mâna în cap prin chipie. Bă! E o metaforă asta, mă, ce făceați voi? Căutați pe sub chipie, băi!
E o metaforă, nu poți să atingi metafora cu mâna. E, nu am atins eu una, dar pe sufletul mi-a plăcut. Măi, pe centură cât a fost detașat. Băi, ce ați înțeles, băi? Băi, fiți, băi, atenți, băi, băi. Doamne, 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 bă, aveți ocazia să vă distinge și voi. Noi? Veți deveni turiști, chiar vă invidiez. Aici e fric și o să mergeți la căldură. Noi? Voi, băi, șeful mare a luat legătură cu poliția din Congo, bă. Și ăia a zis că, datorită relațiilor de prietenie româno-congoleze, o să ne predea păpunica lui ăla care făcea trafic de banane verzi de lați ginii voi în bar. M-ați înțeles, bă? Deci haideți, bă, haideți. Băi, rețineți la mine. Lecție. Cu asta plecați în Congo. Ca să anihilezi o rețea de traficanți, trebuie să anihilezi sursa, iar sursa este bunicuța. Făceți-vă valizele și valizele și plecați în Congo. Șeful, analizele le avem făcute, valizele ce avem pe noi, ce îngușe și încăpușe, dar dacă permiteți o exclamație, nu avem benzină. Am putea să mă întrebați. Nu prost ești, mă, Bușan. Nu să mergem cu tramvaiul până în Congo. Păi dar Congo e în Africa, mă. Da? Și apoi mergem cu tramvaiul să ne prindă controlorii că n-avem bilet? Nu e, mă, o prostie. Luăm taxi. Bă, luați ce vreți. Bă, dar dacă vă întoarceți fără bunicuță, unde stau picioarele acolo să vă stea și capetele? Ați înțeles? Că și așa n-aveți nimic cu ele, puteți să jucați fotbal cu ele. Ați înțeles? Cu capetele? Cum să jucăm fotbal? E o metaforă și asta. Băi, o metaforă, băi, băi. Metaforele nu se iau la propriu, bă. Mai puneți, bă, și voi mâna pe ceva, bă, numai pe bulanele astea, bă. Că acum e poliție modernă, bă. Înțelegeți? Și mai am o treabă cu voi, fiatul. Deci, stai să mă gândesc. 10 kg de banane verzi mi le aduceți așa și nu, 20, 20 de kilograme de banane verzi. 20, șeful? Păi așa mari probleme aveți cu... Nu, bă! Dar voi ce ați înțeles, bă? Șeful mare! E pentru șeful mare! 20 de kilograme. Hai, dați-i drumul în Congo! Hai! Auzi, vădulă? Ce șef slab avem! Mamă, ce cald e aici în junglă, băi. Băi, Dulău, nu mai pot, băi. Mai pot. Bunicuța, în schimb, e gata pentru extrădare. Taci din gură, ți-am zis, taci din gură. Marfa e gata pentru livrare. 20 de chile. 20 de chile. Mamă. Misiunea e ca și îndeplinită. Auzi, dacă nici acum nu ne mărește șeful salariile, păi să vezi ce zic. Așa tuta, drum. Vino makabla ba nyamoyo makabozo sawana uzali awana Congo bokita makamwana na bina na rumani kuna chifu chifu bokati makemboyo fo boliango sino bokufa boliango chiche a zis ca chica va spun pe scurt ca chica trebuie sa le mancati l-ati luat asa verzi acum trebuie sa le mancati ca altfel va omoar da asa verzi cum sunt ca va omoar. Bolia bolia mananca Lia. Nu vrea și el? Nu, cama tale. Yo. Lia. Tu? Lia. Da. Da, crude. Bolia. Bună. Dacă le-ați cules așa crude, ce să vă fac? Așa trebuie să le mâncați. Bongo, balamuc. Moare, hai, de balamuc a zis. De balamuc. Da. Pe noapte în Madagascar, într-o junglă face nanii. Sunt liniștii hipopotamii, sub raza lunii de creștări. A sosit, bă! Hai că de când vă aștept! Șeful, putem să intrăm? Intrați, bă, repede! Uite, dar putem? Nu... Păi, de bă, de unde veniți de la război? De unde veniți? De unde n-ai trimis mata, șeful, din Congo? Unde sunt marele?
Bananele? Stai să spun ceva, nu ți-am spus și la telefon, dar dacă vorbea centralista în congoleză, nu o să înțeleg nimic. Noi am fost, am ajuns, n-am ajuns, am ajuns. Le-am luat banane, verzi, le-am văzut, verzi. Mulți, nu știu dacă erau 20 de kg, dar la multe, grămadă, două grămezi. A venit toată unul sălbatic, negru, fioros, ne-a obligat să le mâncăm pe toate. Singur. Pe toate șeful l-am mâncat, da? Uite aici, le-am pus pe toate. Ați mâncat bananele? Ce facă șeful? Nu știu ce fac. Și bunicuța unde este? Ați pierdut bunicuța? Mă omoară ăsta! Ați pierdut bunicuța? Nu, șeful, n-am pierdut-o. Da. Am prins-o, șeful, să vă spunem. Da. Când am prins-o, era așa de liniștită. Așa. Dar după ce ne-a pus să lasă mâncăm bananele, n-am mai putut să scăpăm de ea. De cine? De bunicuța. Ce fiară mă de bunicuța? Uite-o! A venit! Asta e! Un alt frumușel. Eu frumușel, doamne? Eu nu sunt frumușel, nu vedeți că... Și eu n-am mâncat banane, vedeți că le-au terminat băieții. Da. Nu mai sunt banane? Asta s-o crezi tu. Cine sunteți voi? Noi suntem extraterestri. Și ce căutați aici, mă? Am venit să luăm caseta cu grupul vouă și DVD-ul. Caseta cu grupul vouă? Ce-a scos grupul vouă casetă? Ce? N-ați aflat? Nu! E momentul să aflați! E timpul să aflați și voi? Cățara lui Papură Vouă se află pe casetă și DVD? În toate magazinele de specialitate. Interesant! Lasă-mă bâta jos. Așa ceva n-a văzut pământul. Băi, băi!